Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din nou în Viș de Elită. S-au întâmplat destul de multe, echipa a venit din cantonament. Bilanțul din acest cantonament îl știți, două victorii, dintre care una obținută în fața unui adversar de Liga 3-a, un egal și două înfrângeri destul de drastice în ultimele meciuri, explicate de Ionel Dăncilescu prin prisma faptului că echipa a resimțit oboseala acumulată pe timpul antrenamentelor din cantonamentul din Polonia, ceea ce nu este departe de adevăr, dar nici nu este o scuză. De altfel, Bratu aseară a fost invitat la emisiune pe timpul zilei, de fapt, nu aseară, deci ieri, a și punctat acest lucru, a spus că nu este o scuză, dar a fost foarte calm și relaxat și a arătat ca și cum nu este afectat și nu sunt probleme. Ceea ce este pe jumătate adevărat, dar acum nici nu trebuie să fac o tragedie și un capăt de țară din înfrângerea asta, pentru că vrea, nu vrea să înțeleagă, asta este valoarea echipei sau astea sunt posibilitățile actuale. El trebuie acum doar să tragă niște concluzii, să vadă ce se poate face, să mai reduceze ce se mai poate și să se ducă cu peste conducere să ceară transferurile. După cum ați văzut, eu am explicat în zilele anterioare, chiar acum vreo 2-3 săptămâni înainte de plecarea în cantonament, și am afirmat acolo, și în articolele mele pe dinamovisdeelita.com, dar și în materialele mele video, am spus clar că Robert Moldoveanu va fi forțat și va juca titular. Și după câte am văzut eu, Bratu vrea să joace în bandă. Acum nu eram sigur dacă va pleca Salomão sau nu. Se pare că nu va pleca Salomão, nu știu sigur. Nu, mai este o săptămână și se pot întâmpla extrem de multe. Este posibil să rămână Salomão. Ivan Pesici mai are 2 ani de contract, Salomão mai are pe un an. E sincer să vă spun, acum publicațiile astea de presă au speculat faptul că Pesici ar putea fi trecut pe linie moartă, așa cum este logic. Și din cauza jucătorului de Under 21, și asta nu este deloc o surpriză. Bratu, dacă ați văzut, orientându-se către Popovici, și-a arătat clar intențiile. De altfel, dacă vă uitați la linia de fund, el s-a bazat pe un cuplu de fundași centrali care a fost și anul trecut, și cuplul ăsta de fundași centrali este destul de matur. Este vorba de Popescu, care are 25-26, Cațicas, care are 27-28 de ani, cam așa, cam pe acolo. Pe stânga vine Popovici, care are 25-26, deci va împlini 26, iar Olteanu deja a trecut sau trece la 22 de ani, deci sare pragul ăsta de Under 21. Singurul jucător sau singurii jucători care s-ar preta ar fi fost Denis Botariu, care are 20, merge în plinește 20, iar depinde cine ar fi păstrat. Aici am bine, sunt tineri, e vorba de Ehman și de Grigore, cred că aici se va opta pentru unul singur. Nu ca pe discuție, nu cred că va rămâne Dima, eu așa am spus, vom vedea, eu am spus că va fi împrumutat. Am și ceva informații, dar și îmi dau seama și după cum a fost folosit în acest turneu de pregătire. Strategia e clară
La Dinamo va fi variantă clară, în bandă dreaptă, eu așa văd, folosirea lui Moldoveanu titular și Sorescu va fi varianta a doua, eu așa zic. Din câte am văzut echipa făcută la Digi și alte informații date de către presă, am văzut o formație cu Sorescu pe partea dreaptă și Salomão pe stânga. Sorescu ar fi jucător de under 21, are 20 de ani, împlinește 21 anul acesta. Nu ar fi o surpriză, dar trebuie să nu uităm că pentru Moldoveanu au fost făcute niște eforturi. Salariul lui a fost mărit, e undeva 3.000-4.000 de euro, exact ca lui Sorescu, și nu, 4.000 de euro mi se pare, exact ca lui Sorescu, și nu cred că s-au plătit banii ăștia degeaba și se va forța, el va fi forțat să joace pentru a prinde meciuri și a putea fi transferat la preț de gală, pentru a-l îmbogăți pe salvatorul de la Rim. Ce se poate spune? Nu se poate spune nimic, dar așa cum puncta și Andone într-un interviu și în niște declarații care le-a făcut recent, el s-a referit acolo la speța aia cu Mutu. El acum ar fi șeful lui Mutu, practic, pentru că Mutu a refuzat ca să facă din proprie inițiativă un pas către renunțare, adică să-și dea demisia. El ar dori să fie demis pentru că va primi o sumă de bani și așa va face, bineînțeles. Până la urmă vor cădea la pace cele două părți și vor stabili o sumă care se va da compensatorie. Deocamdată voluntariul încearcă să nu plătească mai nimic. În fine, nu va scăpa nici un murit de Mutu. El își va lua banii conform drepturilor care le are. Andone glumea și spunea ce acum să vină la muncă, că el e subalternul meu, adică făcând trimitere la episodul în care Mutu l-a lucrat atunci pe Andone și l-a ajutat practic să plece de la Dinamo și l-a dus pe contra. Sigur nu va uita Fălcosu acel episod, nu l-a uitat și cam asta a și vrut să puncteze și l-a cam umilit și public. Cred că a fost o lecție bună pentru Mutu, care a intrat în lumea antrenorilor, a văzut și el cam cum e să fie demis și lucrat. În cadrul acestor declarații de referitoare la obiectivele voluntarului și alte minuni, Andone s-a referit și la Dinamo ca și adversar viitor și a spus acolo clar că nu-l interesează sau nu știe ce obiective are Dinamo, dar în mod sigur punctul lui Dinamo foarte este omogenitatea. Este foarte interesant de acest punct de vedere. Andone este unul dintre cei mai competenți oameni care poate să dea niște declarații sau să spună anumite lucruri despre echipă. De asemenea, el, Andone, a spus clar că Dinamo stă în Hanca și în Nistor, ceea ce nu este neadevărat, este foarte adevărat, dar eu aici aș include și pe Mai Malangu, cam asta este mijlocul, dar era mult mai eficient dacă era păstrat Palici și se făcea linia de mijloc în 3, iar Hanca venea în flancul drept. Dar vedeți că strategia a fost făcută de Bratu în așa fel încât să facă loc acolo în flancuri pentru Moldoveanu sau Sorescu la alegere, care se va impune. Din câte am înțeles, Sorescu este foarte, foarte serios, un tip foarte meticulos, profesionist și este ambițios. Eu am studiat despre, l-am citit și v-am spus că este un om foarte, foarte corect și va încerca să facă orice ține de el ca să prindă locul de titular. Depinde de el, poate să arate clar, dar Moldoveanu este puțin avantajat de faptul că are ca impresar, știm noi pe cine, deci pe Giovanni, și cred că asta îl avantajează în lupta cu Sorescu, foarte clar. Deci
mod clar va, se va trage de el. Eu așa spun, acum voi fi contrazis, nu contează, asta este să dea Dumnezeu să fie întotdeauna bunul spre progresului Dinamo și spre binele lui Dinamo. Orice modificare și orice, să spunem așa, greșeala mea. Ieri a mai fost o știre foarte interesantă adusă la cunoștința publicului. Am studiat-o, am și verificat ceva. Nu este lipsită de adevăr, este vorba de acoperirea în bandă dreaptă a postului liber sau, nu știu, a vulnerabilității pe partea dreaptă prin aducerea lui sau încercarea de aducerea lui Albert Dalmau. El este jucătorul acela adus în iarnă de Sepsi, un fundaș dreapta spaniol care a făcut foarte interesant, a făcut școala sau junioratul la La Masia, la Barcelona, celebra academie a Barcelonei, și la un moment dat era, eu n-am știut prea multe de el, nu am citit multe despre el atunci la momentul venirii în țară, am știut doar că a fost la tineretul lui Barcelona, dar cam atât. Am citit acolo niște articole foarte interesante mai vechi din 2010 în Marca și se vorbea foarte frumos la vremea aceea despre el. El era considerat împreună cu Bartra și un jucător, erau considerați potențiale piese de succes sau potențial jucători, tineri jucători care vor îmbrăca tipul Barcelonei. Nu a fost să fie așa, el s-a pierdut pe drum, dacă ați văzut. S-a cufundat în mediocritate, cine știe ce s-a întâmplat acolo, nimeni nu poate ști. Nici nu am avut materiale ca să găsesc, să pot să-mi dau seama ce a dus la acest lucru. Dar probabil că, deși era considerat un jucător de calapodul lui Dani Alves pentru ofensiv, jocul său ofensiv, se pare că el a pierdut teren puternic, probabil că i s-a urcat la cap în tinerețe. El deja acum a ajuns la 26 de ani, e destul de... nu este bătrân, dar este... eu știu, din punctul meu de vedere este terminat la 26 de ani să vii și să joci la Sepsi. E destul de grav. Nu cunosc motivele pentru care Sepsi nu a tras de el pentru a-l legitima în continuare, pentru că, din câte am înțeles, el a avut contract pe 6 luni cu posibilitatea de prelungire. Aici nu știu dacă a fost vorba de... sau este vorba de dorința jucătorului clară, deci eu cred că îmi dai seama că la valoarea care o are el, el a jucat și prin... a jucat în Spania 2, Spania Liga 3, a oscilat, a fluctuat între echipele din Liga 2, Liga 3, dar în special a jucat în Liga 2, a avut destul de prezențe la echipe din Liga 2. Cea mai recentă echipă care a avut-o acolo a fost Hercules Alicante, din câte mă aduc aminte. A avut aici destule meciuri, a avut și o prezențe foarte bune. Dar și dacă ne uităm la partidele care a jucat sub ticoul lui Sepsi, a avut o evoluție solidă pe partea dreaptă. M-am și uitat la câteva materiale, pentru că există niște materiale destul de interesante și destul de multe pe internet care fac referire la el. Eu cred că a ales varianta asta, România și varianta Sepsi, cu scopul de a intra aici, de a intra Liga 1 clar și de a-și relansa cariera, pentru că își dorea ceva mai mult decât Liga 2 Spania, cu toate că acolo este un fotbal destul de puternic dacă îl comparăm cu fotbalul românesc. Pentru, în sprijinul afirmațiilor mele, pot să aduc chiar în discuție cazul lui Ionel Dănciulescu, care a fost împrumutat la un moment la o echipă de Liga 2, nu mai mi-amintesc care exact, și a tras pentru promovare. Echipa a promovat, dar Dănciulescu a fost trimis acasă, nu a fost oprit. Așa s-a întâmplat și în cazul lui
lui Paul Anton, românii nu prea prind în Spania, nu prea, mici excepții, ați văzut, jucători foarte geniali, aici nu vorbim de Hagi sau de Cicăopescu. Am putea să amintim cazul lui Antone, dar sunt foarte puține cazurile în care românii confirmă în Spania. Deci ați văzut și... Este și cazul lui Toșca, care eu nu știu prin ce filieră și în ce conjunctură a fost transferat la Betis și apoi a fost aruncat afară, fără discuții, nu mai vor să știe de el. E și un jucător slab, într-adevăr, dar nu știu cum a reușit Ciobanu să-și promoveze jucătorii acolo. Ce acum a reușit să facă în așa fel încât să își vândă jucătorii la prețuri așa de bune. A ieșit tot timpul cu declarații în presă, tot timpul a umflat prețurile cu ajutorul presei și a reușit să-și atingă scopurile. Și a vândut și cei mai slabi jucători. Deci Toșca, eu nu-l vedeam. Și când îl mai văd și pe Toșca la echipa națională, îmi vine să urlu. Și este un jucător care nu are niciun pic de valoare. S-a și văzut când au avut în Spania acolo, băgat 3 meciuri, a avut un meci bun, după aia a început să le comită în lanț așa și gata, s-a văzut valoarea lui. Praf, praf, ce să vorbim. Nu știu pe unde a ajuns acum, chiar nu știu, dar știu că era, cu ea renunțaseră complet la banii de pe el, nici nu mai vreau să mai știe de el. L-au împrumutat odată pe undeva, acum nici mai vor să mai îl vadă. Bine, este irelevant. Știți cum e la echipele astea străine? Se schimbă antrenorii, fiecare antrenor are concepția lui de joc, obiectivele lui, scopurile lui. Acum depinde și de șansa ta ca și jucător. Ați văzut chiar și cazul lui Gabi Torje, care este clar un jucător fără discuții, un jucător valoros și nu are loc el la Anji în Rusia. Hai să fim serioși. Totuși, jucat la echipe grele și în campionatul turcesc a jucat destul de bine, dacă vă uitați în împrumuturile alea pe acolo. Deci, joacă bine, doamne, ce vorbim, știe fotbal, nu discutăm. E discutabil. Fotbalul rus e ciudățel așa și echipele din Rusia sunt destul de complicate. O să tot felul de antrenori cu tot felul de concepții, de diferite obiective ale echipelor. Depinde cum vii, cum ai norocul să lucrezi cu un antrenor care te apreciază. Ați văzut și în cazul lui Rotariu, el a fost transferat la... Deci aici, dacă discutăm de Rotariu, eu vă spun clar că în actuala Românie, actuala națională a României, nu există un jucător mai tehnic decât Dorin Rotariu la ora asta. Este foarte tehnic și este, nu știu, principala piesă care poate să ridice echipa. Îl văd, dar e din alt film. Deci are o tehnică slipitoare. Ce să mai zic? La Rotariu e vorba de psihicul lui. Cred că aici pierde el. Dar ați văzut ce neșansă a putut să aibă. Deci s-a transferat, a fost transferat de Prudom când era la Club Bruj. Și apoi s-a schimbat Prudom, a plecat Prudom și a venit, nu știu ce antrenor e, sârb, nu știu ce e, probabil. E un antrenor, oricum, cred că e sârb, din câte știu eu. Și acesta nu l-a mai agreat pe Rotariu și l-a văzut. Și i-a scăzut și cota odată, deci i-a scăzut cota foarte mult, putea să-l vândă direct, nu să mai împrumute. Pentru că dacă l-a împrumutat, gata, s-a dus. L-a împrumutat și după aia, în anul următor, iar vrei să-l împrumuți și nu știu ce, s-a dus. Prețul s-a dus. Nu mai ai cum să faci din 2.200.000 să-l mai... L-ai luat cu 2.200.000 și nu mai ai nici măcar jumate, nu mai poți să iei. Ei acum vor pentru un transfer definitiv 2 milioane, nu o să găsească cumpărător și o să-l dea și cu 1 milion dacă găsesc pe cineva. Nu știu să nu uite Ciobanu pe fir acum, dar nu cred că dă el atâția bani pe Rotariu să-l ia la 20. Eu l-aș lua, le-aș pune 1 milion pe față, așa în față la ăștia și l-aș forța. Eu l-aș lua dacă aș fi în locul lui Ciobanu. Deci la... Aș pune la ăștia 1 milion în masă și... Că la 1 milion vă spun eu că-l dau, e. E un jucător scripitor. Ați văzut ce... Asta vreau să zic, că până la urmă nu vreau să discut despre Dorin Rotariu, vreau să discut despre șansa sau neșansa de a
fi văzut de un antrenor, de a lucra cu el și apoi după plecarea lui vine altul cu alte concepții, alte gânduri și se schimbă treaba, intri într-un cont de umbră și uite așa se ajunge ca jucători de valoare să stea pe bară și eu nu cred că la Anji acolo sunt jucători mai valoroși ca Torje sau nu era nevoie de Torje. Din câte știu au și retrogradat ceva de genul ăsta. Deci ce mai discutăm? Că ei sunt în Liga a doua acolo. Deci dacă iau pe ea la mână, vă spun că nu găsești jucători care nici măcar se apropie de valoarea lui Torje. Da, băi. Asta e. Fiecare, ați văzut, fiecare are șansa lui, drumul lui în viață. Așa suntem. Cărăziți cu soartă sau ai o soartă care e bună sau rea. Depinde. Unii care ați văzut jucători mai slăbuți, pot să vă dau și cazul lui Gheorghe Hagi, care a fost o legendă a fotbalului românesc. Eu cunosc în Constanța un coleg de generație cu el care, eu zic că era mai talentat decât el. Deci vă spun sincer, l-am văzut personal. Lua mingea și nu-i mai la mingea omului ăla. Vă spun, e un jucător foarte, foarte greu de găsit în fotbalul românesc la ora actuală. Era foarte individualist, într-adevăr, băiețașul ăsta, dar... A fost coleg de generație cu Hagi. Deci vă spun sincer că și Hagi a ajuns unde a ajuns și omul ăsta a ajuns. Sau n-a avut șansă. Asta e. Multe cazuri care... Acum l-am dat pe Hagi. Este impropriu spus să zici de Hagi care e genial sau a fost genial. Dar vă dați seama că la momentul respectiv a avut și el adversari sau a avut... erau copii care erau la fel de talentați ca el sau poate pe lângă. Na, să nu spunem că a fost mai talentat decât Hagi. Dar vă spun că eu așa l-am văzut și sincer, dacă vă zic acum și dacă vă spun din experiența copilăriei mele și asta, cel mai bun jucător care l-am văzut vreodată în viața mea jucând live și văzându-l ca o legendă a fost Ștefan Petcu. Mai trăiește încă, un fotbalist genial, deci ce pot să vă spun? Eu de acolo am văzut, deci din cariera lui Fane Petcu am văzut că un jucător e bine să fie serios și să se pregătească fizic, dar vă spun că merge și fără, deci dacă ești genial și ești bun, vă spun eu că nu trebuie să, fizicul trece pe planul 2, vă spun eu, chiar dacă în fotbalul mare acum și în fotbalul modern contează foarte mult fizicul. Acum vă spun eu, am văzut... toți erau la încălzire, să vă dau un exemplu, se juca meciul, era la ora 11 meci de promovare, Farul trăgea atunci să intre în divizia A, după ani de zile de luptă, Fane Petcu se întorsese de la FCSB, de la fosta stână, da? Și venise la Constanța, era un jucător care se ratase practic acolo în București, nu a reușit să confirme, și acum s-a întors la echipa lui de suflet și s-o ajute să promoveze. Și a ajutat-o, vă spun eu. Și nu numai că a ajutat-o, dar a făcut istorie, a făcut spectacol. Deci, practic, îmi amintesc meciuri în care le băga puncte în buzunarul lui Faru și atunci era luptă mare de tot, se juca, era Suceava care vrea să promoveze, era în seria 1 era destul de greu să promovezi, foarte greu, erau bani în joc. Și vă spun eu, era meci de promovare cu Iașiu și ăștia toți erau în disperare. Unde-i Petcu? Unde-i Petcu? Unde-i Petcu? Unde-i Petcu? Petcu venea frumos, fără să se grăbească, la 11 fără 20, cu o bicicletă semicursieră. Pe bicicletă, nu se grăbea deloc. De ăștia țipau: bă, repede, Fane, treci, îmbracă-te. Nu se grăbea deloc, vă spun eu, deloc. A pedalat, a intrat, pac, pac. El la încălzire nu se încălzea și nu s-a accentat niciodată, vă spun eu. Deci mie să-mi explicați și mie cum vine chestia asta. Ăștia se pregătesc fizic, nu știu ce fac, sar, se dă peste cap, încălziri, paraîncălziri, lasere, nu știu ce, tot felul de refaceri, de... băi, de nu știu ce, de proceduri. Și ei se accidentează, dacă i-ați văzut tot timpul, rupturi musculare, tot timpul nu știu ce. Și jucătorii ăștia care se pregătesc fizic, fac, aleargă. Frate, el s-a n-alergat, știa unde să stea pe teren. Era geniu. Îi venea mingea și se lipea de picioare, nu trebuia să alerge, alerga mingea. Fundașii n-aveau curaj să intre la el. Vă spun eu că lua urechi, le dea printre picioare scurt.
că ăsta e denumirea urechi fotbalistică. Și înainte așa se juca, și brazilienii așa jucau, și toți, așa se juca. Deci când te lua fane pe cu la mână, te era, nu mai știi ce să mai, unde să te ascunzi. Erai fundat și când, vă spun eu, nu aveau curaj să intre la el. Deci eu vă spun nu din legende, vă spun adevăr și văzut, jucător văzut. Am tot respectul, vă dați seama, sunt din Amovist, dar jucător ca Petcu eu n-am văzut în viața mea. V-am spus, a venit papă, sunt cursier, a venit frumos în teren, el nu se încălzea ca ceilalți. Să alerge, să nu știu ce, să poacă, cum făceau ăștia, poacă, cu ture de latul terenului, nu știu ce. Nu e să fi vezi la Fanea Petru. Fanea Petru alerga într-un semicerc acolo, la centru terenului, semicercul ăla de la centru terenului, acolo. Alerga ușor, așa de tot și freșcărea dintr-o mână, așa, tâc, 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 tâc. După aia, după ce alerga, făcea vreo câteva ture și încălzea puțin musculatura, de începea să simțea el că îi circulă sânge în picioare, venea la mingea și trăgea niște șuturi spre poartă. Dar ce șuturi, ce, nu mai zic nimica, ce, că dădea, nu dădea, mamă, super violent sau șuturi de-astea să rupă poarta sau... Frate, dădea șuturi plasate de cei care dă ușor, de cei care-i simplu. Nu, vă spun, jucător mai rar, doamne, asta vreau să spun, că dacă un jucător știe fotbal, e greu, nu trebuie să fugă. Deci... Poate să zică cine zice ce zice, că nu, eu am văzut cu ochii mei, așa că nu pot să... Și atunci la fel era cu cantonamente la munte, cu nu știu ce, cu la la la... Ce? Venea, vă spun, era deranj mare, dacă intra... A fost un meci, țin minte, un meci pe Noroi, pe tot așa un derby de ăsta al... Sau nu, în Liga 1 a fost meciul acela, în anul următor, după ce a promovat. Păi a venit stâna acolo la Constanța și a bătut-o Fane Petcu cu Bârbora și cu... Vă spune ce s-a întâmplat acolo. Și era echipa care câștigase cupa. Echipa, deci echipa cu Dan Petrescu, cu care au câștigat atunci cu Dan Petrescu, cu... Da, cu Dan Petrescu? Parcă Dan... În fine, și avea trupa aia, devenise rei, erau neînvinși tot campionatul și nu știu ce, și a venit la Constanța. Și nu știu ce a făcut, 1-1, domnule, parcă. Acolo a făcut egal 1-1, ori au câștigat cu Șapca, nu mai știu cum a fost. Dar a fost foarte, foarte greu și Faro era nou promovată. Și vă spun eu ce le-a făcut la aia pe acolo, atunci aia a făcut deranj mare pe teren cu ei. Deci, vă spun eu, nu contează că fizică, nefizică, nu mai poate fizică, dacă știe fotbal. Și asta sunt. Că și la vreau să aduc discuția despre acest jucător spaniol. Vă dați seama că dacă este fotbalist, fotbalul nu se uită, doamne, fotbalul e ca mersul pe bicicletă. Să se pună la punct fizic așa și să știe, să-și dozeze efortul și asta și la revedere. Ce să discutăm? Bine, fotbalul de azi nu mai seamănă cu fotbalul care se juca acum 20 de ani, 20 ceva de ani. Dar trebuie să recunoaștem că dacă știi fotbal, ai ce să-ți amintești. Dacă nu știi, degeaba alergi, degeaba... te chinui, ești un jucător obscur. Ăsta, nu știu, nu înțeleg eu de ce n-a jucat, de ce nu i-a prelungit contractul sau... Dar eu am admis și m-am gândit eu logic și este posibil să fie așa. El a venit aici și cu scopul de a prinde la o echipă mai bună care să-i oferă un salariu mai gras. Și a acceptat să joace la ăștia chiar dacă nu avea oferte bune sau nu avea oferte să joace titular. Și atunci a acceptat să joace la Sepsi. Ori Sepsi a plătit bine, pur și simplu a plătit binișor, nu știu, nu, aici nu cunosc detalii contractuale, nu pot să-mi dau seama. E vorba de o strategie clară a jucătorului și a impresarului și vă dați seama că este posibil să fie așteptat o lovitură mai bună sau ceva, un contract mai bun acum în vară. Era mai dat pe fir, să vedem, nu știu, chiar sunt curios dacă îl va legitima pe acest jucător. Sincer să vă zic, acum este un transfer low cost, deci e clar, e un jucător care nu prezintă garanții, dar domnule a jucat 16 meciuri sub comanda lui Neagoe și a fost titular 90 de minute de fiecare dată. Nu a luat cartonașe și a fost de treabă, evoluții solide, eu l-aș lua. Eu vă spun sincer, l-aș lua. Și nu că l-aș lua, l-aș băga titular în locul lui Corbu. Eu zic că e peste Corbu, chiar dacă e peste Corbu în acest moment. Dragii mei, închei, vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi.
Sper să avem vești bune, doar din nou București și din noastre, numai bine!